început acum 3 ani, cred că dintr-o curiozitate, de fapt. Cum s-a aclimatizat goji în România? Că goji este de proveniență chineză. Mai exact din Himalaya. S-au adaptat foarte bine, chiar acum 2 ani a fost minus 28 de grade și după cum vedeți, noi marea parte a arbuștilor care ținem de vânzare sunt în punguțe, în ghiveci. Și au stat în punguțe la minus 28 de grade. Și câte fire aveți? 60.000 de fire anul ăsta, ținând cont că în primul an am plecat cu 2.000 de plante. Practic, în ce constă afacerea dumneavoastră? Plantăm semințele, îi facem arbuști, îi vindem și sperăm că ușor, ușor și noi să reușim să luăm și un teren să vindem și fructe, că avem, din fericire pentru noi, o cerere foarte mare și de fructe proaspete, pentru că, după cum știe orice om simplu, un fruct proaspăt e de foarte multe ori mai bun decât un uscat. De ce e goji atât de benefic sănătății organismului? În afară de faptul că are foarte mulți antioxidanți negăsiți în altă parte în asemenea cantitate, are beta-caroten mai mult decât morcovul, iar vitamina C de 500 de ori mai mult decât portocala. Are și proprietăți, e și foarte, foarte gustoasă. Se pot face dulcețuri, se mănâncă pur și simplu. Și noi mai facem câteodată gojiată din goji proaspete cu pălincă sau cu alcool. Deci sunt foarte multe modalități. Vrem să le uscăm, luăm un uscător semi-profesional acasă, le-am pus, le-am uscat și le păstrăm peste iarnă. Cum merg vânzările? Primul an, 2000 de plante, am mers mai greu. Dar fiind și serviciu, deja din anul 2 a trebuit să lăsăm serviciu. Deci cererea de plante a crescut, iar acum, dintr-o chestie de familie, începem ușor, ușor să o dezvoltăm. Afară de goji, mai aveți, am mai văzut foarte multe varietăți de alte plante exotice. Avem aronia, care este tot un arbust cu proprietăți miraculoase, deci tot un număr mare de antioxidanți, foarte multe vitamine, printre care conține vitamina P, care ne ajută pe noi să stabilizăm vitamina C în organism. Nu prea găsim vitamina P, decât găsim în cantitate mică în sâmburi de struguri. Dacă struguri să mâncăm ca să ținem vitamina C. Deci e foarte bun. Mai avem un lămâi trifoliat, care, în afară de faptul că e decorativ foarte frumos, stă afară, rezistă la minus 30 de grade fără nicio problemă. Minus 20, minus 30. Dar e un lămâi care face lămâile mai mici. Un lămâi japonez. Acum încercăm să intrăm pe piață cu un afin siberian, Lonicera camceatica, îi mai spune boabe de miere, foarte, foarte bun, dar deocamdată suntem în teste să vedem dacă trece peste iarnă. Nu prea ne place să vindem până nu vedem dacă trec peste iarnă. Nici anul trecut am avut lămâi, nu i-am vândut deloc. Anul ăsta avem curaj să-i vindem că au trecut peste iarnă. Și mai avem merișorul american. E foarte bun ca proprietăți și în afară de faptul că se apropie de al nostru, face boaba mult mai mare, de 2-3 ori. Al nostru știm foarte bine că e foarte greu de cultivat la câmpii. El trebuie să stea la munte, răcoare, un pH mult mai scăzut decât normalul, de sub 4, și așa asta se adaptează mai bine. Chiar dacă îi trebuie un pH mai scăzut și astuia, dar nu e chiar atât de pretențios. Văd că sunteți foarte priceput. Cum ați învățat toate aceste lucruri despre atâtea plante? Cred că am avut cel puțin 6 luni nopți nedormite de internet, că nu găsești documentație pentru goji, nu prea găsești, nu există la noi în țară. Ne-am documentat, am mers și noi am avut plăcerea și norocul de a întâlni un prieten foarte bun din Mogoșoaia, Ristea Florin, care e horticultor și cred că mare parte din ce facem noi acum îi se datorează lui, pentru că dacă am avut o problemă odată cu planta, l-am sunat, Florin, avem nevoie de ajutorul tău. Dacă am avut vreodată nevoie de un sfat, de ghivece, el ne-a ajutat foarte mult și contează asta. Da? Acum, cum se spune în termenii celor care învață meseria, am cam furat puțin. Am uitat ce face și am făcut și eu. M-a luat la diferite expoziții, am fost prin Germania, prin Italia și le-am învățat de nevoie. Cea mai bună meserie se învață de nevoie. Până a venit și din plăcere. Și văd că sunteți pasionat, așa e? În anul întâi al nostru de business, știam că plantele acestea vor fructifica în anul 3. Le-am visat înflorite. M-am dus și am spus mamei, care oricum mi-a zis de la început că sunt nebun, că de ce nu-i las roșiile ei și pun de astea, și soție. Și a zis, mă, cred că îți plac prea mult, cum ați întrebat și dumneavoastră, și de asta cred că e, dar nu se poate. La o săptămână au venit amândouă repede la mine, vezi că sunt flori în pom. Nu cred, m-am dus, am văzut.
În primul an au fructe în ele. Planta, dacă nu o iubești, degeaba o pui. Că avem mulți clienți care le ia, le pune pe câmp. Dom'le, dar noastră nu e așa, dom'le, dar noastră... Da, păi azi mai da, nu. Dacă dumneata nu bea apă într-o zi, ce faci? Deci ele au și ele nevoie de o minimă îngrijire. Acum ea eu cu o rădăcintă în pivotantă, rezistă foarte bine la secetă. Dar după ce se împământănește și ea, după ce își pune și ea rădăcină în pământ, dacă duci un copil acum pe drum să descurcă, e și ea tot un copil. L-ai dus în câmp și îl lași acolo, îți dă cu piciorul și ea, cum îi dai și tu.